ce mulți din frați s-au dus și ei. Și iată-ne că noi urmașii ajunsam în mileniul 3. Aleluia! S-au dus acele două vite de care a vorbit Iisus. Glorie lui! Și a mai rămas doar ziua 3. Aleluia! Să se împlinească tot ce a spus. Așa a spus Iisus odată când era în trupul omenesc. Eu am de lucru azi și mâine. Însă a treia zi s-o se. Deci două zile pentru el sunt 2000. Un timp vestit. Și acum, mileniul acesta trei se apropie de un sfârșit. Eu n-am ce să vă spun acum decât ce s-a primit de sus. Și conținutul e acesta. Iubiții mei, zilei sunt. Priviți de cruce, purtați mereu un simbol în val, cornalia vieții noastre. Se apropie acum de mal, ne apropiem acum de țărul, ce mulți din noi l-am așteptat, ne apropiem. Duhul anunță pe toți acei ce privegheasă. Și mânțim cu sfinții de prin vremuri și adună, se încoronează. Simțim cum Duhul Sfânt trimisul își pregătește porumbița ca-n ziua când va începe nunta să-i poată împlini dorința. S-a dat deja de mult semnalul intrării în mileniul 3. Încet surprizele să apară și în coronarea, dragii mei. Aleluia! Chiar dacă vine întâi durerea, chiar dacă vine întâi amarul, chiar dacă vine întâi Golgota și trebuie urcat calvar, chiar dacă vin și o să vină, ele acum se prevestesc, dar într-o zi s-a dat semnalul și toate rând perdând pornesc. O să apară anticristul și alte ordini mondiale. Se instalează semnul fiarei și toate ne vor sta în cale. Satan va căuta să curme credința sfinților curând. Și va începe vijelia. Și vom intra și noi la rând. Nu vor fi numai zile bune. Nu aici e noul paradis. Căci la sfârșitul cărții sfinte este un apocalips. Și nu e pus acolo în carte. Așa ca noi să locolim. El ne spune cum va fi sfârșit. Și cum dacă suntem azi aici, iubiții mei, e un mare har hai să ne întărim în Domnul că ne vremuri de amare. Hai să ne umplem astăzi voastră cu alimentul sfânt de sus. Amin. Și dacă o fi să vină noaptea, să fim lumini
sparge bezna. Să fim fecioare ce vechează. Să fim mireasa care așteaptă și neașteptate privechează. Că atât ne-a mai rămas din noapte pentru acei ce sunt mireasă. Să vină cel ce-a spus că vine și să ne ducă el acasă. Că nu-i ușoară așteptarea când nopțile se tot lungesc și atâți dușmani tâlhari de sânge de jefuiți să pregătesc. Nu-i ușoară așteptarea și nici trăirea pe pământ și nici nu vom avea izbândă de n-am avea pe Duhul Sfânt. De n-ar fi el ca să aprindă a dragostei valori în noi. De n-ar fi el putere sfântă ce dă puteri la lumea. De n-ar fi el să ne cu alimentul sfânt de sfânt. Nu aș avea nici eu, nici alții ceva de consistență.